Hei, bună ziua, bun, eu sunt Marius pe canalul Păsări de Curte. În acest episod am să vă arăt păsările. Și vă mulțumesc foarte mult pentru suma de 120 de abonați. Am dat drumul găinilor țărănești afară și rațelor. Vin și cu ceva vești. Prima veste ar fi una proastă, ca să spun așa. Mi-a murit găina aceea micuță cu puțin moți, de rămăsiră mai mică. Și acum am doar 12 găini țărănești și 3 cocoși. Ca găini negre le-aș mai avea pe asta, cu moți mai mare și de așa mai colorată. Și o cea neagră de acolo. În rest, toate sunt bine. Aceea știu de ce a murit. Rămăseră foarte mică și avea și ceva probleme, așa că se mai întâmplă și de-astea. Moța ta albă cu negru. Rățul lui i-a mai crescut și moțul. Da, au venit rațele aici la iarbă. Ar putea să se ducă și găinile, dar văd că el este pe aici, prin grădină. Cocoșul golaș cu cocoșul acesta, foarte frumos. Îmi place de ei pentru că nu se bat. Spre exemplu, unul când calcă nu vine celălalt să-l bată sau să-l dea jos, cum s-a mai întâmplat la alți cocoși. Și din acest motiv pot să-i țin pe amândoi. Am să vă arăt și piticele în acest clip. Am să vi le arăt pe toate. Vin și cu ceva noutăți în țarcul piticelor. O să vedeți puțin mai târziu. Până atunci vă mai arăt puțin păsările, găinile țărănești, adică cocoșul acesta moța bărbos încălțat. În curând trebuie să săpăm grădina și nu vom mai da drumul găinilor în grădina aici. Am să le dau acolo sau în curtea asta la altă mare din față. A ieșit găina bătrână. Aici au ele apa. Le-au cam murdărit-o rațele. Aici au albia raților, se bălăcească, trebuie să le mai pun ceva apă. Asta o schimb undeva la 2 zile, pentru că o țin pentru rații se bălăcească și de când le-am pus asta, parcă nu o mai murdăresc pe asta mai micuță, așa de rău. Și găinile bei din aia mai mult. Mai des ne uităm și de ouă, chiar dacă este cam dimineață și mai mult ca sigur nu au făcut toate. Avem 4 ouă de găină și unul de rață. Cel de rață l-am pus eu de dimineață acolo. Văd că vine și asta albă să se ouă. A venit aici în grajd. Cred că a venit se ouă, nu știu sigur. Ieri am luat 8 ouă. Astăzi
să vedem câte vom lua. Am și o noutate la purcea. Am băgat purceaua aici, deoarece am turnat beton ieri la ea în coteț. Trebuie să mai turnăm afară. Nu știu când vom reuși să turnăm și afară, dar înăuntru este turnat. Da. Vin cu multe noutăți. Nu am putut filma zilele astea aici cățeaua albă, pentru că eu am fost la acasă, deoarece am fost la școală și nu puteam să vin aici. Așa că am venit de ieri, doar că ieri am turnat betonul și nu am mai avut când să mai filmez. Rățuiul chiar și-a făcut moțul mai mare, abia aștept să scoabă boci. Sunt foarte ouătoare rațele. Și sincer știam asta pentru că am mai avut rațe românești în trecut. Anul trecut, adică, și tot la fel de ouă au. Foarte mult. Abia aștept să pice prima cloșcă găină, pentru că rațele românești nu prea pică cloști, și să pun ouă de rață, să scos și eu câțiva bobocei. Aș vrea să-mi iau și rațe mute, leșești, după cum le știu unii, dar asta să vedem. Am mutat și câinele acela, mascul, asta a rămas aici, are coteț acolo făcut. A crescut iarba. Se duc încolo după grajduri. Doar că acolo am tăiat ieri câțiva pomi și este plin de cringe. Uitați, adică ele își petrec timpul pe aici pentru că este această iarbă uscată și mai găsesc diferiți gândăcei și alte insecte. Cred că vor se ducă în spate acolo la iarbă. De multe ori ocolesc atâta pentru a pleca acolo în grădina cu iarbă. Da, eram sigur că vor să duc acolo. Da, la iarbă au vrut. Și este bine într-un fel că vor să stea mai mult pe aici. Este suficient locul acesta. Chiar și când vom face grădina, le este suficient, le ajunge. Este un loc destul de mare. Aș vrea să mai vin cu o rând de plasă peste acesta, pentru că au făcut găuri. Sunt găuri în plasă și se pot duce în grădina asta mare și aici aș vrea să fac o poartă și să le las pe aici ziua. În principal aici aș vrea să țin rațele. Și aici, în locul acesta, aș vrea să fac o piscină la rațe. Da, acum mai este de văzut, vedem. La primăvară aș vrea să fac această piscină frumos din beton. Și ment, adică. Și da.
lipsește găina albă, simplă, deoarece ea a rămas mai mult ca sigur în grajde. Să facă ou. De obicei iau în jur de 8, 9, 10 ouă pe zi, depinde. Au fost zile care l-am și câte 2 sau 3. Dar da. Aș vrea să țin când voi scoate puii la clăcitoare, poate mai am norocul să mai îmi iasă câțiva cocoși golași, pentru că aș mai vrea să mai țin și cocoși golași pe lângă cei simpli care îi voi ține. Oricum îmi vor rămâne toate găinile care le am acum, inclusiv și cocoșii, plus ce voi păstra din puii care îi voi scoate. A venit și găina asta albă. Aș vrea să cumpăr și câțiva pui mixti. Acum să vedem. Și de carne aș dori din acei albi. Rațele este pe acolo. Nu știu ce au găsit să mănânce, cred că iarbă. Îmi plac foarte mult. Se înțeleg foarte bine cu găinile și asta chiar îmi place. Și acum să așteptăm bobocii. Este foarte cald afară, sincer să fiu, chiar este cald pentru anotimpul ăsta, dar ce să facem, asta este. Și celălalt cocoș cântă și calcă. Cred că l-ați mai văzut prin diferite clipuri. Dar da. Unele sunt au și cabir în ele, cum ar fi cocoșul golaș. Are cabir în el. Și diferite alte găini. Nu mă deranjează, sincer. Într-un fel îmi plac pentru că se fac așa mai mari. Și îmi plac găinile de vâs mai mari așa. Poate că eu țin și din aceste de rămân puțin mai micuțe, cum ar fi golașa albastră sau porumbaca aceea de acolo, de stă cu spatele. Sau altele. Nu mă deranjează, sincer, să fiu. Găina albă iar a plecat spre grajde, toți acolo. Da, am plecat puțin
Și a venit până la sora mea și are găinile date drumul. Și tot așa am zis să le filmez un pic și pe ele. După aia mă duc să continui clipul la pitice. Să vă arăt piticele și voi încheia. Dar dacă tot am putut să vin până aici, am zis să le filmez. Sora mea mai are doi cocoși și o găină. Vrea să cumpere și ea niște pui mixti. Cum vreau și eu să cumpăr. Și da, acolo are un cocoș, se bate cu unul de-al vecinei și mai este cel de acolo, din țarc. Și mai are acest iepure de aici, o iepuroaică. Da. Am revenit și la pitice. Între timp le-am dat și drumul afară. Aici astea patru. Cu bărboasa galbenă, pereche de cochinchina de anul trecut, cocoșelul alb care calcă și cântă, găinile bătrâne de cochin din familia bătrână și golașa tânără care este acolo. Avem și găina asta aici, asta mare, cocoșul de cochinchina și da, piticul acela calcă și cântă și este de bine. Aș vrea să mut cât de curând cochinchinaul separat de pitice, adică perechea aceea, cocoșul ăsta și cu găinile de o familie bătrână, o să le mut pe acolo, pe undeva, o să le fac o boxă specială. Piticele cu cocoșul lor o să le las aici, în rușca aceasta, care o știți. Și da, piticele. Bărboasa neagră, aici, sub după copac, este singura mea pitică cu creasta bătută, în rest am cocoșelul acela cu creasta bătută celălalt, dar ea este singura găinușa cu creasta bătută pitică. Da, sunt foarte faine. Cocoșelul acesta s-a făcut foarte frumos și el și piculița lui. Nu îl las pe aici pentru că pot ieși pe supoartă să ducă la drum. Și poate să ia câini, poate să ia orice altceva. Stau cu ochii pe ele, pentru că mai am și uliu pe aici, prin zonă. Circulă uliu destul de des. Ar fi bine de s-ar duce acolo după grajduri, nu ar avea ce să le ia de acolo. Sau dacă ar sta pe aici, printre copaci. Sau pe la câinii mei, pentru că câinii mei nu atacă păsările. Și noutatea din țarcul piticilor, uitați, golașa tânără, iepuroaica, care pe ea o țin închisă pentru că ea fuge, și noutatea este că am adus porumbei. Îi țină momentan în colivia aceasta până le vom face o volieră. Mai sunt 6 porumbei. Și da. Da, pe ei și găinile țărănești. Da. Rațele și cu alte găini pe acolo. Haideți să ne uităm dacă s-au mai ocupat careva. Aici se ouă de obicei găina o pestriță. Nu s-au mai ouat niciuna. Tot atâtea ouă sunt. În fine. Da.
găina asta cred că dorește să o aici. Stați să-i aduc repede lădița. Deci, da, o prindem în acțiune, ca să spun așa. Doamne, nu știu ce-o fi cu ele de nou ouă în lădițele astea. Oh, asta este învățată probabil să se ouă aici. Și mai probabil. Poate se urcă. Doamne, ajută. Aici, gata, am pus-o eu. Și da, acum să așteptăm ouă. Și gata, l-a făcut. Și da, a făcut și ou. Foarte bine. Îl luăm și îl ducem în lădița din grajd. Da, cum am scutat și puceau aici. Eu nu vi-o pot arăta pentru că ea a fugit. O ducem de-abia mâine când se va usca acolo. Și da, are mâncare, are apă aici. Are tot ce trebuie. Haideți să-i ducem acum și oul. Deci, eu, da, am prins-o în fapt. Ca să spun așa, avem 5 ouă până acum, trebuie să mai au 3 sau 4 găini. Sau dacă sunt fete bune, ar oua 10 din 10. Să vedem acum. Este o găină foarte bună, foarte blândă și ea este una din preferatele mele. Este albă-albă, nu are nicio altă culoare pe ea. Este și foarte blândă. Da. Da. Găinile sunt pe acolo. Prin grădină, pe acolo, pe la iarbă, depinde de fiecare unde vor să stea. Acolo și rațele stea la soare. Aici rața albă și celelalte sunt pe acolo. Stea la soare, toate. Le place. Aici pitica asta neagră cu galben la gât și celelalte care stea pe aici pe la margine. Asta este foarte bună cloșcă, găina asta, de cochinchila negru. Cât și cealaltă. Dar da, aici cățelușa asta micuță. Și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like. Pa, pa!